Istoricul italian Simone Pastor, expert în împăratul Traian, ne spune ce valoare ar fi avut astăzi aurul jefuit din Dacia de Imperiul Roman după războaiele cu Decebal. Înainte de a vă dezvălui suma finală evaluată în euro, permiteți-mi să subliniez un lucru foarte important. Prada de război din Dacia a fost de departe cea mai mare din întreaga istorie a Imperiului Roman, cu alte cuvinte, împăratul Traian nici măcar nu a visat peste ce comori din aur și argint avea să dea, chiar dacă aurul dacic a fost una dintre mizele principale ale războaielor cu dacii. Și acum să aflăm ce ne spune istoricul italian Simone Pastor cu propriile lui cuvinte. Citez. Știm cât aur a adus Traian la Roma pentru că ne-o spune Criton, medicului Traian, 5 milioane de livre de aur și o cantitate dublă de argint. Asta înseamnă 2,5 milioane de kilograme de aur. La valoarea de astăzi a aurului, care este 50.000 de euro per kilogram, înseamnă 125 de miliarde de euro. Am încheiat citatul da, nu ați auzit greșit. 125 de miliarde de euro. Iar acest lucru este spus de istoricul italian în documentarul Misterul Aurului Dacic, care se difuzează pe History Channel și pe care puteți să-l vedeți și voi. Ca să aveți o reprezentare a acestei sume amețitoare, gândiți-vă că vorbim de aproximativ jumătate din produsul intern brut al României pentru un an sau toată averea lui Ion Țiriac înmulțită cu 84. Ce au făcut romanii cu această uriașă comoară? Ca să aflați, vă invit să urmăriți serialul TV Regele Decebal în 6 episoade pe canalul meu de YouTube. Pentru asta, dați click pe fereastra care apare pe ecran și mergeți la primul episod al serialului.